Bună dimineața, doamnelor și domnilor, a revenit în studio TV Plus Regional. Continuăm discuțiile pe domeniul educație. Elevi fără evaluare națională admiși la liceu fără efort în etapa a doua de admitere. Cea de-a doua etapă de repartizare a oferit statutul de licean, un număr de 135 de absolvenți de gimnaziu, 40 dintre aceștia strecurându-se în rândul liceenilor fără a trece prin examenul de evaluare națională. Metodologia permite ca elevii de clasa a 8-a, care nu au trecut prin probele evaluării naționale, să dobândească statutul de licean, exact ca oricare coleg care și-a dat interesul și a muncit pentru fiecare rezultat. Aceștia au intrat la liceu doar pe baza unui dosar de înscriere, respectiv cu media anilor din clasele 5-8, între 6,05 și 9,25. În acest caz, pentru următorii 4 ani, au ales Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni, Liceul Vasile Cocea Moldovița, Liceul numărul 1 Câmpunul Moldovenesc, Colegiul Alexandru cel Bun Grahumorului. Mare parte dintre elevii admiși pe ultima sută de metri fără examen s-au aflat la finele anului în situații de corigență. Astfel, situația școlară nu le-a permis să se înscrie la examenul de la final de gimnaziu și care se organizează doar într-o singură sesiune. Citez, consecințele acestei proceduri care le permite intrarea la liceu se văd abia 4 ani mai târziu, când de regulă acești tineri au șanse mici de promovare a examenului de bacalaureat, care va fi primul examen important din viața lor. Totuși, chiar și în a doua sesiune de repartizare la liceu, prioritatea au avut cei care au susținut evaluarea națională. Sunt 95 de elevi în această situație, dintre care 3 cu medii peste 8, care au fost repartizați la Colegiul Național Ștefan cel Mare din Suceava, Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți. Cel mai probabil, cei 95 de elevi rămași și nerepartizați în prima etapă, fie nu au completat fișele de admitere cu opțiuni realiste, fie acestea au fost insuficiente. Aceștia au putut ocupa doar unul dintre locurile rămase libere după finalizarea primei etape de admitere din iulie. Elevii care nu au fost admiși mai au șanse. Absolvenții de clasa a 8-a, care după cele două etape de admitere în liceu au rămas nerepartizați sau din diverse motive nu au participat la repartizare, pot solicita un loc liber la unități de învățământ unde mai sunt locuri libere. În perioada 22-29 august se pot depune la Secretariatul Inspectoratului Școlar din Suceava cereri de înscriere pe cele 27 de locuri rămase libere după cele două etape de repartizare la admiterea în liceu. Locurile libere în fiecare liceu, pe fiecare specialitate în parte, pot fi consultate pe pagina Inspectoratului Școlar Județean din Suceava. Păi da, învățământul este... Nu-i de 8 clase învățământul obligatoriu. Și atunci, sigur că și cei care fie nici nu s-au obosit să dea examenul de evaluare, fie au avut problema aceea, că n-aveau cum să-l dea, că au fost corijenți la un obiect, fie au completat aiurea fișele de opțiuni prea puține sau doar în niște locuri unde nu s-au încadrat, sunt în situația în care nu-i poți lăsa afară și atunci sigur că poți ocupe aceste locuri care sunt prevăzute. Deci toți absolvenții de clasa 8-a au un loc la liceu. Deci nu-i vorba că s-au strecurat, cum spune acolo, nu s-au strecurat deloc. Deci ei, învățământul nu-i de 8 clase obligatoriu, deci pentru ei trebuia statul să le dea posibilitatea să facă mai departe, să continue procesul de educație potrivit legii. Și așa se întâmplă. Na, acum nu trebuie să ne lamentăm, cam 30% din cei care termină 12 clase, dau bacalaureat. Nu mai au interes pentru așa ceva. Acum, poate, când, dacă se trece la bacalaureatul după propunerea din noua lege, vor lua cam toți, că fiind o singură probă și fiind cunoștințe minimale, o singură probă pentru toate nivel, liceele, e aproape imposibil să nu treci. Dar și aici vor fi unii care nici nu se vor obosi, pentru că pentru ei nu reprezintă mare lucru să aibă o diplomă. Se gândesc mult că vor pleca afară și să împingă vagonetul acolo, să toarne cimentul și sau să șteargă babe la fund, pardon de expresie. Deci asta este situația.
Da, deci practic nu se întâmplă decât ceea ce potrivit legii trebuie să se întâmple. Se ocupă toate locurile care au fost prevăzute, astfel încât orice elev care a absolvit clasa 8-a să poată să urmeze mai departe învățământul care este obligatoriu. Un absolvent al Liceului Tehnologic Ștefan cel Mare din Cașvan a fost eliminat de la proba scrisă la limba și literatura română, acesta fiind surprins în timp ce încerca să copieze de pe fițuici. S-a întâmplat în sesiunea a doua de bacalaureat la proba de limba română. Acesta provenea dintr-o promoție anterioară și susținea proba la centrul de examen de la Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza din Suceava. Acesta nu va mai avea dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Potrivit datelor transmise de Inspectoratul Școlar Județean Suceava la prima probă scrisă a bacalaureatului, sesiunea de toamnă au fost repartizați 484 de candidați, numărul absenților fiind de 105. Elevii care au susținut marți testare au primit două tipuri de subiecte, unele adaptate profilului real, vocațional sau tehnologic și unele adaptate profilului uman sau pedagogic. La subiectul al treilea, cei de la profilul real au avut de redactat un eseu în care să prezinte particularitățile unui text poetic studiat aparținând lui Mihai Eminescu. Elevii de la profilul umanist au avut ca cerință redactarea unui eseu în care să prezinte particularitățile unui text poetic studiat aparținând lui Lucian Blaga. Un singur elev a solicitat să susțină examenul maturității în condiții speciale, după cum urmează redactarea lucrării scrise prin dictare de către candidat unui profesor asistent pentru o candidată de la Liceul Tehnologic numărul 1 Câmpulul Moldovenesc, care beneficiază și de utilitatea de materiale sau instrumente compensatorii cu timp suplimentar de 2 ore într-o seară separată de examen. În total, în județul Suceava s-au înscris 1151 de candidați. Proba de marți, 16 august, este urmată de proba obligatorie a profilului matematică sau istorie, din 17 august, unde figurează 707 candidați. La ultima probă scrisă, proba la alegerea profilului și specializării de pe 18 august, s-au înscris 698 de candidați. Evaluarea competențelor la limba română, proba orală, se va desfășura în perioada 22-23 august cu 193 de candidați, iar evaluarea competențelor digitale pe 25 august, unde s-au înscris 194 de candidați. Da. Dacă ai mai dat examen și ai luat ceva, îți consideră o perioadă de timp. De asta este fluctuația asta foarte mare la numărul de candidați. Ce să spunem? Să le urăm succes celor care totuși s-au învrednicit să obțină o diplomă de bacalaureat în speranța probabil de a mai prinde niște locuri libere care mai sunt pe la universități. Chiar mai sunt locuri libere bugetate. Așa că... Na. În legătură cu copiatul. Am cu copiatul ăsta se întâmplă mereu. Deci nu mă mire. Sau tentativa să fiu mai corect. Da. În disperare de cauză, unii apelează și la aceste mijloace nelegale și sigur că, uite, tot e bine că sunt depistați. Deci, practic, dacă ne aducem aminte cu ceva ani în urmă, destul de mulți deja, examenul de bacalaureat era o glumă pentru că era în mare măsură un blat ordinar, știi? E, de ceva anișori buni s-a intrat la normalitate, există nu numai supravegherea video, există și cadre didactice conștiente care intervin în situații de acest gen. Trecem la următorul subiect, unde se dezbate un paradox. Dar eu sunt curioasă dumneavoastră, înainte să citim acest articol, de ce credeți că întârzie trenurile în România? Păi, din obicei, din bunul obicei. Deci, practic, în România se poate întâmpla orice. Se defectează locomotive, se întârzie că se așteaptă alte legături care veneau așa. Sunt tot felul de situații de genul ăsta. Totul vine de la, pe de o parte, starea jalnică a infrastructurii rutiere, pe de altă parte, starea jalnică a parcului de locomotive și de vagoane. Deci este totul clar și acum a devenit, mai e un lucru, au fost desființate multe trenuri, au fost, de exemplu, trenurile de noapte, unul venea de la Vatra Doamnei la București, altul
Teatru de la Suceava la București s-a făcut din două unu, știi? Doi într-unu, știi? Și mai este și aglomerația acum pentru că nu au suficiente vagoane, e foarte clar, și vor să diminueze din cheltuielile care sunt în condițiile în care biletele sunt încă destul de ieftine în raport cu prețurile practicate pe serviciile de cale ferate în alte părți. Dar acolo ai și calitate. Deci, practic, se poate foarte bine întâmpla ca un traseu pe care ai ales să-l faci cu calea ferată, fie de lungă distanță, fie de scurtă durată, să fie o surpriză neplăcută, să te trezești cu ore întregi de așteptare, cu stat în câmp fără climă, cu toate celelalte. Da. Cefrei Călător transmite că nu poate opri întârzierile de pe ruta Suceava-Putna datorită numărului mare de călători. Păi înainte a fost închisă datorită numărului mic de călători, n-am înțeles. Da. Deci traficul de călători de pe ruta Suceava-Putna după redeschiderea circulației în 2018 înregistrează un paradox. Deși aproximativ 2 ani nu se circula deloc cu automotoarele și s-a trecut la vagoane tratate de vechile locomotive care înregistrează aproape zilnic întârzieri, numărul de călători a crescut constant. Așa s-a ajuns ca trenurile să aibă în compunere câte 3 sau chiar 4 vagoane. Cererea fiind mare, e drept în anumite zile, nu tot timpul. Din păcate, sunt zile în care traficul de pe această rută este complet dar peste cap. Asta după ce apar des probleme tehnice la vechile locomotive diesel, accidente la trecerile de la nivel și multe altele. Oricum, din start, locomotivele LDH înregistrează întârzieri inerente din cauza manevrelor de schimbare a sensului de mers atât la Dornești cât și la Putna. A demarajului mai lent plus alte cauze și mai tehnice. Cum cursurile sunt făcute pe o singură garnitură, automat o întârziere o amplifică pe următoarea. Așa s-a ajuns ca în ziua de 5 august trenurile de pe această rută să aibă întârzieri de 60 de ori peste 100 de minute. Fapt inadmisibil indiferent de cauze la un traseu de 73 de kilometri. Întârzierile s-au propagat în lanț și au făcut călătoria un coșmar, atât pentru personalul de control, mecanici, cât mai ales pentru călători. S-au pierdut legături și s-a dat peste cap mersul și pe alte rute. Iar ziua de 5 august a anului curent este doar un exemplu constatat în teren de un reporter de la Monitorul. Zilnic, trenurile Suceava-Putna au întârzieri de 20-30 de minute sau mult peste. Asta în condițiile în care și așa o cursă Suceava-Putna de 73 de kilometri, are un timp de parcurs oficial de 2 ore și 10 minute. Întrebări, răspunsuri, justificări, din păcate nu și soluții. Monitorul de Suceava a transmis o adresă oficială către CFR Călător în care a întrebat ce are de gând compania cu această rută, unde, în ciuda neajunsurilor numărului de călători, este semnificativ. Și s-a redactat răspunsul de la CFR Călători. Argumentul pare însă doar pe jumătate corect în condițiile în care acele automotoare nu mai sunt de foarte mult timp pe această rută. Fiind impus argumentul că numărul este în creștere a călătorilor. Din păcate, CFR Călător nu a transmis în răspunsul oficial vreo soluție. Dacă pe termen lung este clar că soluția este legată de refacerea infrastructurii care să permită creșterea vitezei de circulație, pe termen scurt ar fi nevoie de acele automotoare care au avantajul că scurtează semnificativ timpul de mers, iar motivația legată de numărul de locuri mai puține nu stă nici în picioare până la capăt. Au fost perioade cu cerere mare, 15 august, când de la Suceava la Putna au circulat două automotoare lipite unul de altul la un loc. Se vede și fotografia. Conform planului de compunere a trenurilor Regio, citez aici, în relația Suceava-Putna și retur, a trebuit să fie compuse din acele motoare, automotoare săgeată albastră, cunoscute în popor, datorită numărului mare de călători din această perioadă pentru mărirea capacităților de transport, atât cât traficul se menține crescut, CFR Călător a pus la dispoziție publicului călător de pe ruta Suceava-Putna trenurile formate din locomotivă plus vagoane. Menționăm că automotoarele de Ziro au o capacitate maximă de 110 călători, iar trenurile despre care se menționează în solicitare, trenurile ce au în compunere 3 vagoane, au capacitatea de 240 de călători, închei citatul.
Da, păi, sunt insuficiente automotoare, liniile sunt de proastă calitate, deci restricția de viteză este impusă de calitatea liniilor, nu? Mai sunt și o grămadă de treceri la nivel nesemnalizate și atunci se mai întâmplă câte un accident, că sunt tot felul de tembeli care nu opresc la Crucea Sfântului Andrei și tot așa. Dar problema în sine e legată de calitatea căii de rulare, de calitatea, de numărul și calitatea automotoarelor, care a rezolvat problema mai elegant, pentru că dacă mergem în continuare cu LDH, locomotivă diesel-hidraulică, care nu trage în ambele sensuri și mai oprești, așa ajungi să faci 70 de kilometri în 2 ore jumătate, știi? Adică stai și cum sunt și vagoanele obosite, te aștepți din, să te tace indienii, știi? Ca în vestul sălbatic. Bun, da, deci este o rușine, ce să mai vorbim, dar e o rușine, nu vezi, pe rute de lungă distanță, pe ruta Iași-Timișoara, erau 3 trenuri, unul de zi, 2 de noapte, cu trasee diferite, unul din ele a fost scos, da? Au fost scoase, acum am înțeles că au scos și parte din vagoanele cu șetă. Deci te duci 18 ore, stai os peste os, este îngrozitor. Pentru că nu mai au, sunt vechi de nu știu câți ani și nu mai au altele în loc, nu mai sunt funcționale. Deci nu s-a cumpărat nimic, nu s-a făcut mare lucru pe partea de infrastructură. Acum ni s-a spus că se va face pe... Nu avem, practic, prin 2030 o să mergem până la Cluj, nu în ore, ci în -2 ore, știi? Bun, dumneavoastră circulați des cu trenul. Da, destul de des circul cu trenul, pentru că nici pe șosele nu este mare diferență. Dacă stai bine să te gândești, dacă mergi la București singur în mașină, te costă mai mult decât un tren, pe de-o parte. Pe de altă parte, dacă vrei să rămâi cu carnetul, faci tot cam 6 ore jumătate. Deci, aleg și chestia cu trenul, deși pot să mă trezesc foarte bine în situația în care să stau prin câmp câte o oră, să... așa, nu, n-am deprins alte legături. Bine, am fost și cu avionul, dar acolo cu avionul este o tristă amintire. În primul rând, costă foarte mult până la București. În al doilea rând, da, treci prin acest pseudo-aeroport de la Suceava, după care ajungi în București, din București, da, destul de greu la anumite ore să ajungi chiar acolo unde ai nevoie, pentru că e circulația care este în nordul capitalei, știi? Deci cum o dai nu este bine. Dar aici ce se întâmplă pe rutele astea mici, este Suceava-Puna, este o rușine. Bun, dar știu când era acea perioadă de caniculă, mai ales în luna iulie, s-a dat anunțul de la CFR Călător că aerul condiționat funcționează, doar că nu bagă aer rece din cauza temperaturilor ridicate. Dacă sunt proaste vagoanele alea, sunt obosite. Sau... Dar bun, dacă se strică locomotiva și stai în câmp o oră, n-are cine să-ți dea frig în aer, nu are cine să-ți dea aer condiționat. Știi? Asta e situația. Bun, când este foarte cald, caniculă, se poate întâmpla să funcționeze mai puțin favorabil, adică să nu răcească suficient. Dar oricum, de răcit tot răcește, deci nu stai cu limba afară de un cod din gură. Este destul de neplăcut să mergi cu trenul, din păcate, pentru că mai e un lucru pe distanțele lungi, vagoanele sunt puse, luate second hand, trenuri care sunt de fapt trenuri de navetă, de distanță scurtă și nu stai comod, n-ai spațiu suficient, nu ai lejeritate pe scaun, te duce ca pe un sac de cartofi, știi? Una e să mergi, trenuri gândite să facă ture de o jumătate de oră, o oră, au confort mai vagoanele mai puțin decât cele gândite să facă curse lungi. Da, mergem mai departe la cotidianul independent Craiov. Prin constituirea unei unice baze de date, evaluarea dosarelor elimină inechitățile din sistemul public de pensii. Casa Județeană de Pensii Suceava transmite că este în plină acțiune de evaluare a dosarelor din sistemul public de pensii. Directorul executiv Constantin Poliacu informează că în cauză sunt dosare pe suport de hârtie, ale căror date sunt introduse în calculator. Demersurile urmăresc valorificarea
încălcarea tuturor formelor de venit, contribuții aferente, în scopul eliminării inechităților cauzate de-a lungul timpului de diverse inadvertențe, inclusiv de cele de ordin legislativ. La această dată, procedurile specifice calculării pensiilor intră sub incidența a 3 acte normative, în speță legea numărul 3 din 1077, legea numărul 19 din 2000 și legea numărul 263 din 2010, subiectul final al evaluării fiind crearea unei baze unice de date. Citez, modificările intervenite și în cursuri de aplicare sunt de așa natură încât prin unificarea legislației vor fi eliminate inechitățile, astfel încât între pensiile persoanelor care au lucrat în aceeași unitate, în aceleași condiții și o perioadă egală de timp, nu vor mai exista discrepanțe atât de mari. Eu cred că până la sfârșitul anului vom încheia evaluarea tuturor dosarelor înregistrate. În continuare, urmând să ne preocupe majorarea punctului de pensie, a indemnizațiilor și a ajutoarelor conform prevederilor legale, specifică șeful casei de pensii județene. Până la această dată, situația suceveană a evaluat peste 92.000 de dosare dintr-un mare număr de dosare. Citez, aceste dosare sunt evaluate, le introducem într-un sistem electronic în așa fel încât în orice moment să putem accesa și să vedem pe calculator tot istoricul asiguratului. Din prima zi de la angajare și terminând cu ultima zi de serviciu, a declarat Constantin Boliacu, în scopul implementării măsurilor legislative care vizează acțiunea de evaluare a dosarelor din sistemul public de pensii. Case județene de pensii Suceava i-au fost repartizate 30 de posturi contractuale de execuție pe perioadă determinată. Din totalul acestora, 24 de posturi au fost destinate persoanelor cu studii superioare, consilier debutant, 6 fiind pentru persoane cu studii medii, referenți debutanți, astfel încât pentru ocuparea acestora nu este necesară vechimea în muncă. Angajarea pe aceste posturi s-a făcut pe o perioadă determinată, începând cu luna septembrie a anului 2021 și până pe 31 decembrie a anului curent. Da. Acum, într-adevăr, avem o mare problemă. Sunt 3 legi în baza cărora s-au calculat pensiile de-a lungul vremii și sigur că apar aceste inadvertențe cu totul de dorit, pe care le-a explicat destul de bine domnul Constantin Boliacu, directorul executiv al casei de pensii Suceava. Acum, sigur că procesul ăsta, mai devreme sau mai târziu, se va finaliza, deci toate dosarele de pensie vor fi în formă digitală, permițând mai departe aplicarea, așa cum se cuvine, a unor modificări care trebuie să vină. Deci legat de inadvertențe, dacă s-ar fi aplicat legea din 2010, care a fost mereu prorogată, atunci s-ar fi ajuns la chestia asta. Deci cei care au același număr de puncte să aibă aceeași pensie, indiferent de momentul când au ieșit. Că și povestea aia cu factorii de corecție, cu nu știu ce. Dar deocamdată legea aia nu se aplică. Și sigur că tot efortul ăsta făcut și la Suceava va putea să se concretizeze între altele în desființarea acestor inadvertențe între diversele categorii de pensionari, abia în momentul în care vom avea o lege care să se aplice în sensul ăsta. Din păcate, acum, din câte știm, se discută la elaborarea unei noi legi, nu? Prin PNRR, cu consultanță Banca Mondială, cu una dracilaci. Deci s-ar putea întâmpla chiar dacă cei de aici de la Suceava, ca și cei din alte părți, își vor face treaba și mai devreme sau mai târziu, spunea domnul Boliacu, până la sfârșitul anului, să se realizeze digitalizarea întregului tuturor dosarelor ale pensionarilor, să nu asistăm la efectiv la punerea în practică a desfințării inadvertențelor și de o treabă care să fie echitabilă pentru toți, în condițiile în care nu avem lege. Știi?
Da, bun, lucrul bun este că procesul ăsta se face și odată făcut este bun făcut. Adică ulterior poți foarte bine să aplici orice lege ar veni, poți să o aplici rapid și nu iei dosar cu dosar, filă cu filă și aplici formula de calcul, când sigur ajungi la anumite greșeli inevitabile. Acum, de bine de rău, pensiile odată calculate au ajuns în situația de a fi digitalizate și practic nu mai sunt erori, că ele au fost acceptate și sigur că folosind forma digitală introdusă acum, se verifică se cade pe aceeași valoare. Și atunci, în perspectivă, când se va aplica o lege care să permită atenuarea sau eliminarea acestor inadvertențe între diversele categorii de pensionari, vom avea efectiv acest deziderat pus în practică. Auzim de mult chestia asta, dar uite că s-a întâmplat să se facă mai greu. Acum, probabil și da, zic eu, dau și eu cu părerea și datorită faptului că desfințarea inadvertențelor înseamnă creșterea multor pensii, pentru că nu poți uneia să-i cobor pensia, un drept toate câștigat, și atunci efortul bugetar ar fi unul mult mai mare. Da. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim imediat și vorbim despre decizia luată de Letonia în legătură cu permisele de ședere pentru cetățenii din Rusia și Belarus. Revenim imediat.